ușile deschise, vorbesc despre evenimentul din această dimineață. Este un botez nou testamentar și Petru spune, icoana aceasta închipuitoare, această metaforă, această alegorie, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Și pe urmă textul continuă, dar mă întreb, dacă el nu este o curățire de întinăciunile trupești, ce rost are evenimentul acesta? Textul spune, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Indiferent cât ne-am rugat peste apa din baptistier, dragii mei, nu putem sfinți, nu putem face să facă minuni în niciunul dintre noi. Dar textul continuă, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Și dacă vă uitați atenți la text, în spatele a tot ceea ce se întâmplă, există un eveniment istoric, învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Dacă nu este o curățire de întinăciunile trupești, întrebarea este oare ce de valoare eternă, repet, oare ce de valoare eternă acestui gest, acestui ritual? De ce îl practicăm? De ce facem lucrul acesta? Noi călătorim prin Deuteronom și am ajuns în capitolul 21, versetele 10 la 22 cu 30. Și n-am să citesc tot textul, nici n-am să vorbesc din întregul text, dar am luat trei tablouri din el. În primul rând, versetele 15 la 17 vorbește despre drepturile unui întâi născut. Apoi versetele 18 la 21 despre un fiu neascultător care trebuie scos la poarta cetății și ucis cu pietre. Și ultimul tablou din capitolul 21, versetele 22-23, este o poruncă ciudată. Dacă cineva a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, și este omorât prin atârnare pe lemn, să nu cumva să-i lași trupul toată noaptea acolo, trebuie îngropat în aceea zi. Deci sunt trei tablouri și aș trece prin ele să vedem cum am putea lăsa ca lumina acestor trei tablouri să se proiecteze asupra a ceea ce se va face astăzi și ce înțelesuri dă gestului nostru, botezului din această dimineață. Întâiul născut. Textul spune că s-ar putea ca un bărbat să aibă două neveste și cele două neveste, una să fie iubită și altul nu, dar haideți să ascultăm textul și mulțumesc lui Puiu că va citi textul pentru noi. Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă, și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care nu o iubește, când își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește, în locul fiului aceleia pe care nu o iubește și care este întâiul născut. Observați, nu tatăl hotărăște cine are dreptul întâiului născut, ci întâiul născut este întâiul născut. De ce? Trebuie să facă lucrul acesta pentru că este rodul cel dintâi al puterilor lui. Dar dacă întâiul născut n-ar avea și o valoare profetică, dacă Dumnezeu n-ar fi fost preocupat de dreptul întâiului născut, dragii mei, aș ști ce să fac cu textul acesta. Și de aceea întrebarea mea este, de ce era important întâiul născut pentru Dumnezeu? De ce era important întâiul născut pentru Dumnezeu? Dați-mi voie să alerg la sfârșitul Vechiului Testament în Cartea Maleahi, în capitolul 1, versetele 2 și 3. V-am iubit, zice Domnul. Cu ce ne-ai iubit? Întreabă ei. Nu este Esau frate cu Iacov? Zice Domnul totuși. Am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. Acum ar trebui să intrăm în toată istoria și știți ce s-a întâmplat? Rebeca era însărcinată și avea doi gemeni care se luptau în pântecele ei și s-a dus la Domnul să vorbească și Domnul i-a zis, cel mai mic va fi stăpân peste cel mai mare. Și scoate unul mâna și o trage înapoi și în locul lui Iacov iese Esau și el are dreptul de întâi născut. Dar ce era întâi născut?
Ați citit textul, când își va împărți averea, el trebuie să dea întâi lui născut o parte dublă de avere din moșia lui, din moștenirea lui. Pentru că întâiul născut era conlucrător la răscumpărarea celor din familia lui. Dacă s-ar fi întâmplat ca frații lui, surorile lui să dea de probleme în viață, întâiul născut avea responsabilitatea să se plece, să ajute, să răscumpere din datorii, din robie pe cel care este fratele lui. Așadar, întâiul născut avea un rol răscumpărător în planurile, în planul lui Dumnezeu. Pe Saul a murit. Dar oare de ce, dacă era întâiul născut? Pentru că, dragii mei, la un moment dat a fost flămând și Iacov a tânjit tot timpul la dreptul de întâi născut, dar Isaac nu putea face rocada între cei doi. Și într-o zi vine acasă și zice, mi-e foame, dă-mi să mănânc. El învârtea într-o ciorbă de linte. Ce vindem întâiul, dreptul tău de întâi născut? Și sau fără să gândească, zice, ia, ce să fac cu el, oricum voi muri. Dragii mei, când Dumnezeu te invită să conlucrezi cu el la ceva și tu îți bați joc de lucrul respectiv, vei auzi cuvintele lui Dumnezeu pe sau, l-a murit. Nu uitați, suntem la sfârșitul Vechiului Testament, istoria se derulase, rodul deciziilor lui Esau erau învederate în istorie. Și acum începem să înțelegem de ce pentru Dumnezeu era important dreptul de întâi născut. Țineți minte imaginea, suntem în Exod, capitolul 12, și Dumnezeu dă o poruncă. Cumpără un miel, junghie-l în ziua 14-a, sângele pune-l pe ușorii ușii, pentru că noaptea aceea îngerul morții va trece prin Egipt și va lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Observați, întâiul născut este răscumpărătorul familiei lui. El este așezat în locul întregii familii în textul din Exod, capitolul 12. Dacă răsfoiesc Biblia mai departe, dintr-un individ, întâiul născut dintr-o familie, Biblia vorbește despre faptul că Israel, întregul popor, toți descendenții lui Avram, sunt întâi născuți ai lui Dumnezeu sau întâiul născut al lui Dumnezeu. În capitolul 4, versetele 22-23, Moise este trimis la Faraon. Tu vei spune lui Faraon, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți zic, lasă-l să plece ca să-mi slujească. Observați, întâiul născut era slujba lui Dumnezeu. Dorin spunea, Dumnezeu are nevoie de un om ca să lucreze în istorie. Și în cazul acesta este întâiul născut al familiei, apoi Israel, întâiul născut dintre toate familiile pământului care sunt puși în slujba lui Dumnezeu. Și țineți minte ce le spune înainte să intre cu ei în legământ, în capitolul 19, versetele 4-6. Ați văzut ce am făcut Egiptului, cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dar ascultați slujirea la care îi cheamă Dumnezeu, ca întâiul lui născut între familiile pământului. Îmi veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Și poporul zice, vom face tot ce a zis Domnul. Acceptăm provocarea, acceptăm slujirea, doar să intrăm în legământ sau să intre în legământ cu noi. Când ne gândim la Israel, dragii mei, dintre ei se ridică un alt întâi născut. Domnul Iisus Hristos, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 1, versetele 15 în jos, dar citeți doar versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Citiți cu mine. Cel întâi născut din cele din ceruri și de pe pământ. Observați cum întâiul născut începe să cuprindă din ce în ce mai mult din planurile lui Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Adică, ce înseamnă lucrurile acestea? În primul rând, El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Prin El au fost făcute toate lucrurile, din cer și de pe pământ. Dar El este și singurul care are drept de răscumpărare asupra întregii zidiri, ca să împace totul cu sine, tot ce este în cer și tot ce este pe pământ.
Și acum, noi așa că avem răspuns la întrebarea noastră, de ce este important întâiul născut pentru Dumnezeu? Pentru că în planurile Lui, întâiul născut arată, dragii mei, spre întâiul născut al lui Dumnezeu, cel care are drept de răscumpărare asupra întregii zidiri. Întâiul născut al familiei, întâiul născut dintre toate familiile pământului și întâiul născut al întregii zidiri, al întregului univers. Și acum înțelegem de ce în textul nostru, când un bărbat are un copil dintr-o femeie care nu o iubește și deși îi se naște și al doilea bărbat, el nu poate face rocadă între ei. Nu poate lua dreptul întâiului născut pentru că funcția aceasta arăta spre Hristos, arăta spre Domnul Iisus Hristos. Dar există un al doilea text, versetele 18 la 21. Și ascultați textul. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară, astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Care dintre voi ați fi vii? Care dintre noi am fi vii? Să scoate la poarta cetății, să-l ucidă cu pietre. Israel era întâiul născut al lui Dumnezeu, chemat să fie o împărăție de preoți, să slujească pentru mântuirea, pentru învederarea nevăzutului Dumnezeu întregii lumii, prin ascultarea lor de Dumnezeu. Dați-mi voie să citesc tot din Maleahi, capitolul 1, versetul 6. Pentru că cel care era întâiul născut, lasă-l pe fiul meu, pe întâiul meu născut să plece, a devenit fiul neascultător, care trebuia scos la poarta cetății, dragii mei, ucis cu pietre, lepădat de Dumnezeu, de tatăl lui. Versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul. Atunci când în Deuteronom Dumnezeu renoiește legământul cu copiii, cu fiii celor care au ieșit din Egipt și au pierit din pricina necinstirii lui Dumnezeu și au fost îngropați în pustie, Dumnezeu le spune, iau-ți cerul și pământul, martor, împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, alipindu-te de El, ascultând de glasul Lui. De asta târnă viața ta, lungimea zilelor tale și fericirea copiilor tăi. Veniți 7 secole în istorie mai departe să vedeți cum s-au derulat lucrurile și unde a ajuns întâiul născut al lui Dumnezeu, devenit fiul neascultător care trebuia într-un fel lepădat. Isaia capitolul 1, versetele 2 la 5. Suntem la 7 secole distanță și Dumnezeu cheamă la bară, cheamă, dragii mei, în sala judecății, cerul și pământul împotriva fiului său, împotriva întâiului său născut. Ascultați ceruri și ia aminte, pământule, căci Dumnezeu vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răzvrătit împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, măgarul cunoaște iestea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, neam păcătos, popor încărcat cu fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați. Au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea Domnul când voi vă răzvrătiți din ce în ce mai mult? Tot capul este bolnav, toată inima suferă de moarte. În lumina poruncii date de Dumnezeu în Deuteronom, spuneți-mi ce ar fi trebuit să facă tatăl cu fiul lui de ascultător.
Ar fi trebuit să-l scoate la porțile cetății acestei lumi și să-l ucidă, dragii mei, cu pietre. Uitați-vă la zilele pe care le trăim, la felul în care se așează scena pentru împlinirea profețiilor. Dragii mei, acum în Israel, marea lor majoritate sunt atei. Textul acesta îi se aplică majorității dintre ei. Slăvit să fie Domnul, că e o armată care începe să crească, dragii mei, de evrei mesianici, care strigă pe toate căile posibile la cei din țara lor, la cei din neamul lor, încercând să întoarcă la Dumnezeu pe ei. Dacă n-ar fi fost jurământul de pe muntele Moria, astăzi Israel n-ar mai exista. Dar din pricina cuvintelui lui Dumnezeu, pe mine însumi jur că toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu nu și-a lăsat loc de întors. Și în felul acesta, după 2000 de ani, Israel s-a repatriat, statul Israel s-a înființat. Iar acum se pregătește scena pentru împlinirea profețiilor, dragii mei. Nenorocirile vor crește de la o zi la alta. Dumnezeu știe cât trebuie să strângă șurubul asupra lor pentru ca ei se întoarcă la Domnul. Dar asta este întâiul născut al lui Dumnezeu, popor încărcat de nelegiuiți. I-au întors spatele. Israel este fiul neascultător. Doar jurământul lui Dumnezeu i-a ținut pe scena istoriei până astăzi, în ciuda tuturor necazurilor prin care au trecut din pricina nebuniei lor de a cere ca sângele întrupatului Fiul lui Dumnezeu să cadă asupra lor și asupra copiilor lor. Dar de ce am arătat cu degetul spre ei? Suntem noi mai puțin vinovați decât ei? Atunci când Pavel scrie epistola către romani, scrisorile lui de acreditare înainte de a ajunge la Roma, el vine în primele trei capitole și analizează soarta întregii omeniri, dragii mei. Și îi ia la rând, mai întâi pe noi neamurile, imoralii, moralizatorii, după care se întoarce spre iudei. Și în concluzia lor din capitolul 3, versetul 9, întreabă, ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, căci am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, căci toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Spunem, care dintre noi n-am meritat soarta fiului neascultător? Care dintre noi n-am meritat soarta fiului neascultător? Întâiul născut, în planurile lui Dumnezeu, este Hristos. Fiul neascultător sunt eu, ești tu. Suntem noi fiecare, dragii mei. Lumea toată, toți am păcătuit. Suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar cine este cel atârnat pe lemn? Ce să facem cu al treilea tablou? Cine să fie cel atârnat pe lemn? Dați-mi voie să fug sub crucea Domnului Iisus Hristos. Este Vinerea Mare, trupul este atârnat pe lemn și spre seară, spune textul nostru, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif, un ucenic pe ascuns al Domnului Iisus Hristos. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus și Pilat a poruncit să îl dea. Dar de ce a trebuit să poruncească Pilat ca să îl dea? Pentru că trupurile nu erau coborâte de pe lemn, dragii mei. Erau acolo să putrezească, în văzul tuturor, să fie mâncat de păsări. Ca oamenii să vadă, să teamă. Și niciodată să nu se mai revolte împotriva ocupației străine. Pilat l-a dat și textul spune, Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in, l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care l-a săpat într-o stâncă, apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Vă întreb, de ce a făcut-o? De ce s-a făcut o excepție legat de toate trupurile atârnate pe lemn? De ce? Pentru ca în Domnul Iisus Hristos să se împlinească toate profețiile. Pentru că textul din Deuteronom, dragii mei,
să se împlinească ad literam. Și mulțumesc că eu citește textul, l-aveți și pe ecran, versetele 22 și 23. Dacă se va omorâ un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Trupul lui mort să nu stea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi. Țineți minte, spre seară, a venit un om bogat din Arimatea, numit Iosif. S-a dus la Pilat, a cerut trupul lui Iisus, Pilat a poruncit să îl dea, a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in, l-a așezat într-un mormânt nou, a lui însuși, săpat în stâncă, a prăvălit piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Ca profeția, ca textul, ca scriptura să fie împlinită. Cel atârnat pe lemn este însuși Domnul nostru, Iisus Hristos. Ascultați ce spune Pavel în Galateni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus. Așa ca, prin credință, noi să primim semnul înfierii, Duhul făgăduit. Noi să primim Duhul făgăduit. Nu e așa? Acum încep să se contureze lucrurile înaintea noastră. Botezul pare un lucru ciudat. De ce îl mai practicăm astăzi când toată lumea are baie și toată lumea se poate scălda? La ce ajută toată povestea asta? Pare ridicolă. Unii dintre noi se și îngrozesc de el. Eu să vin în public? Dragii mei, ce de valoare eternă acestui gest, ceea ce aveți în fața dumneavoastră. Întâiul născut al întregii zidieri, singurul care are drept de răscumpărare, este Domnul Iisus Hristos. Fiul neascultător sunt eu, ești tu, suntem noi, lumea întreagă, toată lumea zace în păcați, spune Scriptura. Noi ar fi trebuit să fim atârnați pe lemn. Noi ar fi trebuit să plătim pentru păcatele noastre. Dragii mei, în harul lui Hristos s-a așezat în locul meu și în locul tău, pe crucea de pe Calvar. El, ca miela lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, ne-a înlocuit în moarte pe absolut toți. Dați-mi voie să iau două versete din Galateni, capitolul 3, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Dar mă întorc înapoi. Dacă n-ar fi această o realitate, dacă nu El, întâiul născut, ne-ar fi înlocuit pe lemn, pe noi, cei vinovați, spuneți-mi, cum ar fi adevărat versetul 26, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos? Și ascultați versetul următor. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Cum adică nu există o îmbrăcare cu Hristos dacă nu ești botezat pentru Hristos? Dar sunt și excepții, tâlharul de pe cruce și sunt atâtea alte situații pe care Dumnezeu le înțelege și le vede? Dar porunca lui este foarte clară. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dar ce să fie botezul? Nu-i așa? Textul nostru spune icoana aceasta închipuitoare, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Dar ce închipuie botezul? Dacă este o icoană, o metaforă, o alegorie, ce închipuie botezul? Botezul închipuie, dragii mei, pedeapsa lui Dumnezeu peste întreaga omenire. Gândurile lor erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Și Dumnezeu zice, îmi pare rău că i-am făcut. Și potopul lui Dumnezeu îngroapă întreaga omenire.
Dar Noe găsește milă în ochii lui Dumnezeu și în corabia mântuitoare sunt 8 suflete plutind pe apă spre vârful pe care vor acosta. Dar ce închipuie corabia? Nu-i așa? Corabia este mijlocul mântuirii lui Dumnezeu din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu. Corabia, și observați, în Kentucky este zidită, puteți să o vizitați dacă vreți, este mijlocul mântuirii lui Dumnezeu din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu, după cum sângele lui Hristos pe ușorii ușii a fost mijlocul mântuirii lui Dumnezeu în fața revărsării mâniei lui Dumnezeu în Egipt. Cu alte cuvinte, în spatele corabiei trebuie să fie Hristos capul și Hristos trupul în care ne aduce botezul din această dimineață. Ascultați ce scrie Pavel în Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Ce vrea să-mi spună Pavel? Dragii mei, sunt multe religii în lumea asta, sunt multe oferte, multe căi care îți spun că te aduc spre Dumnezeu și cu atâta ușurință îmbrățișăm o religie și un ritual. Întrebarea mea este dacă te duce undeva. Toate acestea le puteți încadra între filozofia, măgiri de șarte, datina oamenilor și învățăturile începătoare ale lumii. Hristos este singura mântuire, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și oricărei stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, pentru a fi incluși în familia lui Dumnezeu, adoptați în familia lui Dumnezeu. Tăierea împrejur era semnul intrării în poporul lui Dumnezeu. Dar textul continuă, în dezbrăcare de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez. Sunt situații și situații, și dacă Dumnezeu ne va învrednici, veți vedea și o excepție după masă. Dar la noi botezul este prin îngropare. Forma trebuie să slujească funcția. Fiind îngropați împreună cu El prin botez și slăvit să fie Domnul, este și o ridicare din apă. Și înviați în El și împreună cu El. Notați, vă rog, îngropați împreună cu El. Acolo în mormânt a fost întreaga omenire, vom vedea după masă. Acolo pe cruce a fost întreaga omenire în trupul lui Hristos. A treia zi, întreaga omenire a participat la învierea lui Hristos, pentru că eram în coapsele Lui. Și înviați împreună cu El, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Botezul este o icoană închipuitoare. Închipuie moartea noastră și învierea noastră împreună cu Hristos. Dar nu e suficient să întrebăm ce este botezul, ci trebuie să întrebăm și ce nu este botezul, dragii mei. Și textul spune, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Ce nu este botezul? Noi nu avem apă ca să facă minuni pentru tine. Nu. Minunea trebuie să se fi întâmplat înainte. Dacă minunea nu s-a întâmplat înainte, dragii mei, îți bați joc de un lucru sfânt într-un fel, de un lucru care ar fi trebuit să-ți aducă o bucurie extraordinară. Nu este o curățire de întinăciune trupești. Cum intri în apă, așa ești din ea. Drac intri în apă, drac ești din ea. Nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu și citiți cu mine, prin învierea lui Iisus Hristos. Observați ce stă în spatele acestui ritual. Crucea, dragii mei, și mormântul gol, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar dacă este mărturia unui cuget curat, atunci botezul este o bucuroasă celebrare. O bucuroasă celebrare. Este ca și mireasa îmbrăcată în hainele ei, cu florile, cu toți cei în jurul ei. Bucuroasă celebrare. Pentru că mirele ceresc
mi-a primit mâna, mi-a cerut mâna. Lucrul acesta, eu doar spun lumii lucrul acesta. Doar spun altora lucrul acesta cu toată bucuria. Este o bucuroasă celebrare. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu tot felul de lucruri care nu te ajută la nimica. Veniți cu mine în religiile păgâne, toți aveau temple, preoți și jertfe. Și omul care era încărcat cu păcatele lui mergea la templu să aducă jertfa. Dar Dumnezeul lui, care n-avea nici ochi, nici urechi, nici gură ca să vorbească, el nu primea niciun răspuns. Neprimind niciun răspuns, el se întreba, oare l-am mulțumit, eu fost de ajuns, ce să fac? Venea cu doi mei, cu doi viței și până la urmă s-a ajuns la jertfele umane pe care le-a urât Dumnezeu. Dumnezeu n-a dat voie să plusezi valoarea jertfelor. Dacă n-aveai nimic, aduceai un pumn de făină, el îți oferea sângele jertfei necurmate. Nu era voie să-L cumperi pe Dumnezeu cu absolut nimic sau să crezi că-L poți cumpăra pe Dumnezeu cu absolut nimica. Dar noi avem vreun răspuns din partea lui Dumnezeu? Întrupatul Său Fiu a luat locul nostru al fiilor neascultători pe cruce, a târnat pe lemn. Dar a treia zi, strigați cu mine, Hristos a înviat! Dragii mei, nu cumva învierea lui Hristos este răspunsul lui Dumnezeu că jertfa a fost primită și noi ne putem întoarce acasă? Ca fiul risipitor în brațele Tatălui, Hristos a înviat. În Roman, capitolul 4, versetele 24-25, Hristos Iisus, Domnul nostru, a fost dat din pricina fără de legilor noastre. Noi suntem fii neascultători. Păcatele noastre le-a luat asupra Lui, da? Cupa care a deșertat-o era plină cu murdăriile mele și ale tale. A fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat, și a înviat, de ce a înviat? Din pricina că am fost socotiți neprieniți. Faceți dumneavoastră socoterile, care e cauza și care e efectul? A cauza morții Lui sunt păcatele mele, nelegiuirile mele. Efectul este cauza învierii Lui este că am fost socotiți neprihăniți, că jertfa a fost primită. Efectul este învierea Lui din morți. Învierea Lui din morți. Nu te botezi ca să ai pace cu Dumnezeu. Și aici e greșeala multora. Pentru că mulți avem impresia, o să o fac și pe asta. Și în sfârșit. Numai Dumnezeu știe câți am botezat și eu cu acest gând în mintea lor. Ci te botezi pentru că ai pace cu Dumnezeu. Și nu mă credeți pe mine, dragii mei, credeți Scripturile. Roman, capitolul 5, primele două versete. Deci fiindcă, la ce timp e verbul? La prezent. Suntem socotiți neprihăniți, cum? Prin? În Iisus Hristos, da. Suntem socotiți și avem pace cu Dumnezeu. Lui datorăm faptul că prin? Credința în jertfa Lui, da? Citiți cu mine mai departe. Mergeți acasă, subliniați toate verbele, toate sunt la prezent. Observați, toate astea le avem prin credință în jertfa, prin credință în jertfa Lui. Ce este botezul? Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos din morți. Este o bucuroasă celebrare. Cei care se botează astăzi ar trebui să strige în gura mare din apa botezului: am fost răstignit împreună cu Hristos. Și atunci când îți scutură apa de pe față, să zică: și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Dorin vorbea de ceasul, ziua, luna, anul, viața care stă înaintea noastră după ce am ieșit din apa botezului. Da, este o bucuroasă celebrare, dar este și o solemnă angajare, pentru că luptele de-abia încep. Luptele
de-abia încep. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum. Acum cât trăiesc în viața aceasta pe voi. Am intrat pe poartă, am fost îngropat împreună cu El și înviat împreună cu El și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. O solemnă angajare dar la ce? Răspunsul după masă. Amin.